Românii care au dublă cetățenie mai au o speranță să lucreze în state care altfel nu-i acceptă. De pildă, autoritățile din Marea Britanie și Olanda sunt îngăduitoare dacă muncitorii prezintă un pașaport unguresc. Conștienți de acest avantaj, localnicii din Transilvania care au un maghiar în familie își depun în mare grabă documentele și așteaptă un răspuns favorabil de la Budapesta. Căutăm muncitori necalificați abator. Date fiind condițiile legale care reglementează angajarea cetățenilor români în Olanda, anunțul se adresează persoanelor cu dublă cetățenie. Așa sună anunțul unei firme din Olanda în căutare de personal necalificat. Angajatorul le oferă 800 de euro lunar celor care vor să tranșeze pui. Agenția cere ca cei care doresc să muncească acolo să aibă dublă cetățenie. De când firmele din Olanda și Marea Britanie au început să caute astfel de muncitori din România, a crescut simțitor și activitatea centrelor care oferă consultanță pentru obținerea cetățeniei maghiare. Am întocmit dosare pentru 13.300 de oameni. Până nu a reușit să obțină cetățenie maghiară, acest cuplu din Târgu Mureș nu a avut nicio șansă să se angajeze legal în Anglia. L-am întors special ca să obțin o altă cetățenie, a doua cetățenie. Cam în total 3 luni au durat. Aici, în Anglia, se câștigă mult mai bine ca acasă. Spre deosebire de români, cei care au pașaport unguresc se pot angaja fără probleme și în Elveția și nici nu au nevoie de viză pentru a ajunge în Statele Unite. În prezent, 9 state membre ale Uniunii Europene au limitat accesul românilor pe piața muncii. Pe lângă Olanda și Marea Britanie, Austria, Belgia, Franța, Germania, Irlanda, Luxemburg și Malta au decis să mențină restricțiile până la finalul anului 2013.